Slăvit și mult binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru cel mare și minunat. Numele Lui să rămână chemat peste noi și noi să-i aparținem toți pentru vecii vecilor. Amin. Dragii mei, să deschidem Cartea Sfântă la prorocul Ieremia, capitolul 15, și să citim versetul 19. De aceea așa vorbește Domnul: dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Amin. Așadar să reținem că aceste cuvinte au fost spuse de Dumnezeu. Pentru că de aici, nu numai, vreau să învățăm să alegem lucrurile de preț. Așa cum este scris, dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ceea ce înseamnă că atunci când știm să alegem valorile, dobândim valoare în fața celui care este absoluta valoare, Dumnezeu. Vă propun în primul rând să identificăm din Scripturi cartea de căpătâia omenirii, mai importantă decât toate cărțile. Căci toate cărțile, adică oricare carte, sau chiar toate luate împreună, ajută omul într-o anumită stare de dezvoltare, într-o anumită vârstă, într-un anumit domeniu, sau hai să spunem mai multe domenii, dar nicio carte și nici toate cărțile împreună nu pot să ajute omul după moarte. Numai Biblia explică totul în limite accesibile și totuși adesea tainice, pentru ca omul să poată găsi drumul spre viață și totuși să rămână încântat de această viață, de Dumnezeu din care izvorăște viața. Lucruri de preț, cu adevărat de preț. Pentru că în lumea asta e ca și la piață, fiecare pune reclama lui și prețurile pot să fie înșelătoare. Vreau să observăm că, așa cum i-a spus Domnul Ieremia, gura lui are preț, pentru că ființa lui are preț. Gura lui Dumnezeu este cuvântul. Și spunea David în Psalmul 19, citesc versetul 10, unde el face referire la cuvintele primite de evrei de la Domnul, pentru că asta îi face mare, cum scrie în Roman la capitolul 3. Ele sunt mai de preț decât aurul și parcă i s-a părut că spune prea puțin. Și a continuat: decât mult aur curat. Și parcă a socotit că nu toți știu să aprecieze aurul și atunci a mai făcut altă comparație. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din fagur, cea mai proaspătă miere. Iar în Psalmul 119 este scris în versetul 72, spune autorul pentru sine: mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Și profeți ca Ieremia și alții care au primit cuvinte ce ne-au rămas în Scripturi au rostit adevărul din gura lui Dumnezeu, transmise prin gura lor, ceea ce le dă preț,
căci cuvântul Domnului, spune tot cartea Psalmilor, citesc din Psalmul 12, versetul 6, cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățat de 7 ori. Vreau să observăm că divinitatea, Dumnezeu Tatăl, Fiul Său, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, sunt valorile adevărate în acest univers. În rest, totul e creat. În Coloseni, la capitolul 2, este scris despre Domnul Iisus Hristos, citesc versetele 2 și 3, despre bogățiile plinătății de pricepere, despre taina lui Dumnezeu Tatăl, adică Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și aici mă gândesc la creație, la actul mântuirii, cu perspectiva eternității. Dar, pe lângă divinitate, care în mod intrinsec are valoare, așa cum am spus deja, profetul a devenit el o valoare prin ceea ce Dumnezeu i-a împrumutat cuvintele sale. Și cel mai mare împrumut care ne l-a făcut Dumnezeu nou este Duhul Său. Spune Apostolul Pavel, citesc din a doua Corinteni, capitolul 4, versetul 7, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Și în 1 Epistola către Corinteni, la capitolul 3, scrie versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Aceasta ne dă valoare. Cum spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 63, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Dacă vrea cineva să aibă valoare, adevărată valoare, să știe că asta se primește de la Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin cunoașterea și crezarea celor scrise și prin Duhul Sfânt care vine și face din noi o locuință divină. De aceea spun că pe pământ are valoare numai poporul lui Dumnezeu, sfinții, pentru că ne i-a pus Dumnezeu valoare. Altfel, suntem carne neputincioasă. De aceea spune Apostolul Pavel 1 Tesaloniceni, capitolul 5, despre felul în care trebuie să fie priviți sfinții. Citesc versetul 13, să-i prețuiți foarte mult din pricina lucrării lor, sau versetul anterior, să-i priviți bine. De ce? Pentru că vă cârmuiesc în Domnul sau pentru că a lăsat Dumnezeu în ei valori. De aceea a spus Dumnezeu despre Israel, vă citesc din cartea prorocului Isaia, capitolul 43, versetul 4, pentru că ai preț în ochii mei. Da. Prețul este așa cum a văzut Ezechiel în vedenie pe o fată care n-avea nicio valoare, nu se îngrijea nimeni de ea, dar Domnul a dat valoare îngrijind de ea, crescând-o și făcând-o regină. Valoarea e doar la rege, dar dacă el alege o fată din popor și o face regină, dobândește și ea valoare prin rege, nu prin origine. E măcar că noi la origine suntem din Dumnezeu, dar ne-am pierdut valoarea. Dar Israelul acesta pe care Dumnezeu a spus aici, pentru că ai preț și te iubesc, dau popoare pentru viața ta, a venit vremea când l-a dat pe mâna popoarelor. Spune profetul Osea, spune Domnul prin Osea,
capitolul 8, versetul 8, Israel este nimicit, acum i-a ajuns printre neamuri ca un vas fără preț. Își pierduseră valoarea. Și-a pierdut templul valoarea. Atunci când Dumnezeu a plecat din el, așa cum a văzut profetul Ezechiel în vedenie. În contrast cu aceste valori care există în divinitate, care ne parvin din divinitate, din relația cu Dumnezeu, în lumea aceasta sunt alte valori. Oamenii, mă refer strict la lumea din afară, fără Dumnezeu, care nu apreciază valorile sfinte, pun preț pe oameni pe moment. Astfel sunt sportivi de performanță, ce par de valoare, se tranzacționează cu cifre imense, politicieni, pentru care se investesc bani mulți într-o campanie electorală. Sau alții poate vor fi mai echilibrați și vor spune savanții sunt de valoare, au descoperiri științifice, posedă informații. Dar pe lângă oamenii arții vor spune bunurile materiale sunt o valoare, da. Mașinile sau aparatură, să ne gândim la cât costă o navetă spațială. Pentru unii sunt valori lucrurile arhaice. Sunt piese de muzeu care valorează mult. Care în fond s-ar putea să fie niște manuscrise uzate. Sau, mai ciudat, auzeam la un moment dat despre ce valoare sau cu cât s-a vândut pansamentul de ochi al lui Moshe Dayan, ofițerul evreu din războiul din 1967, sau echipamentul lui Itzhak Rabin, prim-ministru care a fost asasinat. Și s-ar putea ca și cei credincioși să fie atrași de aceste valori. Vă citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 39, unde este scris că Berodac Baladan a venit la Ezechia pentru că aflase de boala și sănătoșirea lui. Versetul 2, Ezechia s-a bucurat și a arătat sărbișilor locul unde erau lucrurile lui de preț. Și enumeră. Argintul și aur, miresmele și un de lemnul de preț, toată casa lui de arme, tot ce se afla în vestirile lui, n-a rămas nimic din casa și din ținuturile lui pe care să nu le fie arătat. Oare nu se întâmplă la fel și în vremea noastră? Când ne prezentăm mașinile, femeile se întrește cu hainele, ne mândrim cu lucrurile acestea și nu apreciem la adevărata valoare ceea ce de fapt este valoare. După ce am enumerat valorile cotate în scripturi și respectiv cele apreciate pe piața lumii, vreau să trecem la un alt capitol ca să intrăm în deslegarea subiectului. Ce criterii stabilesc o valoare? Vedeți, dacă e vorba de diferite acțiuni la bursă, sunt stabilite în funcție de evoluția economică a firmei, de previziunile economice. Și așa se face că valoarea reală poate să fie superioară sau inferioară valorii nominale. Și la fel, pentru uzul general, dacă e vorba de o casă sau de un teren, depinde de anumite criterii. Dar vreau să intrăm la criterii mult mai profunde decât acestea care sunt superficiale. Cred că primul criteriu care dictează valoarea unui lucru este dragostea sau plăcerea omului pentru acel lucru. Cum se spune în popor că nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-ți place. Numai că dragostea pentru anumit lucru descoperă natura celui ce iubește.
pentru că este cunoscut în lumea aceasta că o relație, și dragostea este cea mai profundă relație, face ca ceea ce este apreciat să ține cont în primul rând de ceea ce iubim. Iată de ce sfinții și respectiv Dumnezeu, noi îl iubim pe Dumnezeu și Dumnezeu pe noi. Pentru că s-a născut o relație de dragoste între Dumnezeu și om. Și ce au înțeles asta vor spune ca și fiii lui Core, despre care vă citesc în Psalmul 84, versetul 10, căci mai mult faci o zi în curțile tale, căci leviții acolo stăteau, nu intrau în templu, decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în cortul răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, El dă îndurare și slavă. Doamne, la știrul fericit de omul care se încrede în Tine. Au ajuns să-L cunoască și spuneau tot ei, versetul 4, fericit de ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Și numără în acest salm și nu numai, că fiul lui Core au mai mult salm, valorile care le-au văzut ei în Dumnezeu și ca atare îl iubeau, cum zice și David, iubesc pe Domnul. Și ca atare își dorea să petreacă timp nu în palat, ci în casa Domnului, în permanență. Asta se observă și în relațiile de familie. Vă citesc din cartea Proverbe, capitolul 22, versetul 1. Un nume bun este mai dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Da, pentru că în iubire, spunea Solomon, citesc din Cătarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 7, apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. De-ar da omul toate veri din casa lui pentru dragoste, n-ar avea decât dispreț. Deci iată cum o valoare materială mare este doborâtă de o relație de dragoste. De aceea spunea Dumnezeu despre evrei în versetul citat anterior, 43, Isaia cu versetul 4, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, iată secretul, dau popoare pentru tine, oameni pentru viața ta. Ce prețuim? Ce iubim? Ce iubim? Iubim potrivit naturii noastre. Un sfânt va iubi lucruri sfinte, un păcătos va aprecia păcatul. Spune în cartea Proverbele, în capitolul 29, versetul 27, omul nelegit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. Așa se face că un băiat credincios va prețui o fată evlavioasă, așa cum și Dumnezeu o prețuiește. Un băiat care nu ține la valori sfinte va aprecia doar trupul. Dar Dumnezeu spune că asta e un fel de a aprecia calul după șaua, ceea ce nu-i deloc înțelept. Iată de ce sfinții apreciază calitățile sufletești, spirituale, nu cele lumești. Rămân în cartea Proverbele pentru a vă dovedi aceasta și noi să rămânem pe subiect pentru a ne cerceta. Scriptura spune să ne cercetăm, dar nu superficial, dacă suntem membri în biserică sau ne-am plătit cotizația. Asta este o joacă de copii. Spune înțeleptul în Proverbe, capitolul 16, versetul 32, cel ce este încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine se stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Iată cum echilibru mental, psihologic, capacitatea de înfrânare, răbdarea, calități de caracter sunt cu adevărat valori. Putem să amintim și alt domeniu, în raport cu cele materiale, 19:1,
Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. De exemplu, dacă am întrebat o femeie, ce iubește mai mult la soțul ei? Să-i aducă bani mulți și să o mintă și să o înșele? Sau unul cu bani mai puțini, dar curat, transparent, care este un soț iubitor, nobil, în sărăcia lui? Poate că pe moment ar spune o femeie, vreau bani, dar după ce va gusta bani, fără valori sufletești, va spune să nu mai aude bani. Tot aici scrie 19:22, ceea ce face farmec unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. La fel apreciază sfinții, cum spuneam, dacă e vorba de bărbați la femei, băieții la fete, după cum scrie în 1 Petru capitolul 3, versetul 4, podoba voastră, începem și cu 3, podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, ce mare valoare, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, șaua de care vorbeam, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duc blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Cât e de adevărat ce scrie în Proverbe 11:22 că femeia frumoasă și fără minte este de o valoare foarte josnică, scrie acolo, și foarte adevărat. Așadar, noi dăm preț la ceea ce iubim. Ceea ce iubim descoperă caracterul nostru. Dacă avem caracter sfânt, o natură duhovnicească sfântă, și acum a spus Dumnezeu Ieremia, dacă vei deosebi ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ba mai mult, nu vom fi numai ca gura lui Dumnezeu. Vom fi de aceeași natură ca Dumnezeu. În atributele comunicabile, dragoste, bunătate și tot ceea ce El ne împărtășește, îi rămâne supremația în autoritate, în putere, dar calitățile sale relaționale ne sunt împărtășite și acestea trebuiesc apreciate. Este un mod de a ne verifica ce prețuim și ce valoare avem noi la urmă. Dar există și un alt mod. Mai simplu, poate, dar care și acesta necesită puțină socoteală. Simplu, totuși. Trebuie să apreciem, sau merită să fie apreciate, lucrurile care au durata cea mai lungă de valabilitate. Da. Spune Scriptura în Levitic, capitolul 25, că la evrei pământul se vindea numai cum este acum în concesiune și la 50 de ani revenea proprietarul inițial tribului care îl primise în repartiția împărțirii Canaanului. Așa se face că dacă un om vedea un teren la 20 de ani după ultimul an de veselie, prețul se socotea raportat la cei 29 de ani care mai rămâneau până când avea drept să folosească terenul. Dacă îl vindea la 40 de ani, evident că prețul scădea, că mai era în posesia sa numai 9 ani. Repet, cred că este un calcul foarte simplu. Apreciem lucrurile materiale, dar la justa lor valoare. Este bună o mașină și o bicicletă, dacă nu. Și pantofi să nu umbli de scoți. Dar cât ne țin o pereche de pantofi, o bicicletă sau o mașină? Sau suntem atât de naivi, cum scrie în Psalmul 49, că unii își închipuiesc că veșnicele vor fi locuințele? Cel mai mult au durat în lumea asta mormintele, nu locuințele. Începem cu piramidele. Deși ceea ce este înăuntru este nul, adică lipsit de valoare reală.
Templul Ierusalim a fost construit, spune Scriptura, un împărat 7 cu 10 din pietre de preț, pentru că erau mari, erau de import, a fost toată clădirea impunătoare. Apoi, în timpul Domnului Iisus și nu numai, până mai târziu, spre anii 63, s-a tot extins templul, a început de Ierod, pentru că a vrut să intre în grația evreilor. Și ucenicii au fost încântați. Doamne, scrie în Matei 24 și în celelalte texte, uite ce pietre, ce clădiri. Și Domnul a spus, aceste pietre au valoare pentru că sunt împreună, constituie o clădire. Dar când nu va mai rămâne piatră cu piatră, se vor dispersa și fiecare va pune mâna pe bucățica de aur ce a apucat-o. Și restul se vor împrăștia, cum spune în plângele Remia. Ce valoare am avut? Pentru că au preț numai lucrurile care durează mult. Și au adevărat preț și cel mai mare preț, cele care sunt eterne. Da, uneori cumpărăm lucruri mai scumpe pentru că țin mai mult. Dar tot se defectează, tot se rodează. Că e drept ce a spus Domnul Iisus Hristos, citesc din Matei, capitolul 6, versetul 11, nu vă strâns comori pe pământ unde le mănâncă molele și rugina unde le sapă și le fură hoții, ci strânseți-vă comori în cer unde nu le mănâncă mole și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Da. Înțelegem noi asta? Înțelegem ce n-a înțeles cel ce a venit la Domnul Iisus, a cerut să fie împărțită moștenirea în mod egal de către fratele său? Domnul a spus o pildă despre un om care a crezut că are pentru mulți ani. Și era corect ce a spus. Măcar că el n-a apucat să trăiască mulți ani, nici măcar multe zile. Dar s-a admit că ceilalți care au rămas au putut să mănânce mulți ani. Dacă nu mai fura hoții, dacă nu mai fi mâncat molile. Numai că Domnul spune 21 din Luca 12, tot așa este cu cei ce adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu, pentru că așa cum am spus la început, toate valorile adevărate au de-a face cu Dumnezeu. În primul rând ca și natură și apoi ca și durată. Se spune că binele este dușmanul excelentului. E un adevăr. Lucrurile care ni se par că durează, care au o cotă de popularitate, de apreciere sau un preț destul de mare în lumea asta, ne pot fura. Nu cu asta a vrut să-l fure diavolul pe Domnul Iisus când i-a zis, uite toată strălucirea. Cât durează? Pălește, omul e ca floarea. Alții nici măcar ca floarea, doar ca iarba. Poți să fie cât un copac, cum scrie în Psalmul 37. Dar când te întorci, e defrișat, e fasonat tot și n-a mai rămas nici din chipul de aur al lui Nebucadnețar ceva. Numai împărăția care vine și care va dăinui, veșnic este de preț. De aceea, dragii mei, învățați-vă să apreciați lucrurile de preț, scop în care Domnul ne-a mai spus două pilde și eu vi le citesc. Matei 13:44. Împărăția cerului se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țară, în omul care găsește o ascundere de bucurie și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Tot ce are să vândă? Da, pentru că este o comoară. Împărăția aceasta se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoasă și găsește un mărgăritar de mare preț, se duce și vinde tot ce are și îl cumpără. Și cu asta trec la punctul al treilea și ultimul. V-am arătat lucruri de preț la Dumnezeu și în lume, am prezentat adevăratele criterii de stabilire a valorii, numai că acum este partea cea mai aplicativă, vom ști, vom pricepe, vom vrea să prețuim ce are preț sau tot o să prețuim
că nu ne dăm seama ce n-are preț. N-am uitat o întâmplare din copilărie când, într-o pauză la școală, a venit un om la vreo 20 de ani. Noi eram copii, maxim a 7-a, 8-a. Și avea o cutie ceva cu doi porumbei. Și un colega mea i-a zis: "Romule, învizi mie porumbei ăștia. Îți dau 20 de lei pe ei." Și bietul om a zis: "Eu din 14 nu ți dau." Pentru că nu cunoștea bani. Și cei din familie au zis să nu-i dai sub 14 lei. Omul acesta ar fi pierdut numai 6 lei. Îmi pare rău să spun, unii pierd veșnicia. Pierd toată împărăția. Irod a riscat și era gata să pierdă jumătate. Pentru că nu cunosc valorile. În Vechiul Testament scrie că unele valori trebuiau prețuite de preot, Levitic 27. Dar așa cum a spus, adevărata prețuire-o de Dumnezeu, dar atât în plan religios cât și în celelalte domenii ale vieții, unii efectiv nu știu să prețuiască. Spune Scriptura în Matei 23 despre unii oameni care se credeau religioși, dar care au fost catalogați de Domnul cu următoarele cuvinte, care se repetă, repet eu acum, au fost spuse de Domnul: nebuni și orbi, când nici nu gândești, nici nu vezi, n-ai cum să stabilești valoarea corectă. Și nu vreau să vă rețin cu toate exemplele date Domnul aici. Mi se pare suficient de reprezentativ să citesc doar de la versetul 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarești, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din măraș, din chimie și lăsați de făcute cele mai însemnate lucruri din ești, dreptatea, mila și crincioșia. Pe acestea trebuia să le faci și pe acelea să nu le lăsați de făcute. Deci chiar dacă ceva nu de un leu, e și un leu valoare. Dar altele sunt de un milion. Povățuitori orbi, care strecurați în țară și înghițiți cămila. Să vinzi o cămilă pe un țânțar și să mă adaugi diferență de preț. Ce rațiune este asta? Dar este o realitate întâlnită pe teren. Unii pun preț în plan religios pe niște ritualuri care sunt total lipsite de valoare. Spune Apostolul Pavel, citesc din Galateni, din capitolul 5, el scria unor oameni care vreau să se țină de legea lui Moise, versetul 6, căci în Hristos Hristos nici tărea împrejur, nici nederea împrejur, n-au vreun preț. Cu ce ajută pe om? Mă refer religios. Sanitar o fi bine. Ci credința care lucrează prin dragoste. Iată că ajungem la credință care înseamnă să vezi durata, să crezi în eternitate, și la dragoste care are de-a face cu relațiile, cu natura, pentru că asta dă valoare. Când evaluezi lucrurile prin credință, îți va da același rezultat la socoteală care i-a dat lui Moise, scrie în Evrei 11 cu versetul 24, prin credință când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiu fiicei lui Faraon. Vă dați seama ce onoare, și un evreu n-ar fi avut asemenea drept. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, cel care v-a spus că are valoare, decât să se bucure de plăcerile de o clipă, problema duratei, ale păcatului. El socotea o cară lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorul Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și răsplătirile sunt eterne. Și dar Biblia are oameni care au făcut socoteli corecte, ca Moise, ca Domnul Iisus Hristos, care pentru bucuria ce le-a pus înainte a disprețuit tot și n-a vrut să primească nimic de la diavolul. Dar are și exemple de oameni care n-au știut să prețuiască. Să ne amintim de bietul Esau. Potrivit legislației de atunci, întâiul născut avea două părți. Evaluați dumneavoastră cam câtă avere avea Isaac.
Împărțit în trei, două părți revină lui Esau și una lui Iacov. Și-a dat acea parte, una din cele două, fratelui său, pe o ciorbă. De ce? Ai făcut o evaluare de moment. O nefericită a fost. Balaam. Deși a spus că și cuvintele lui Dumnezeu pentru el valorează mai mult decât casa plină de aur dată de Balac. Corect, a gândit atunci. Dar și-a schimbat optica și a acceptat banii. I-a folosit mult? Cam cât Iuda. Că nu s-a mai întors în casă. A murit împreună cu madianiții, ne relatează cartea Numeri. Anania și Safira au făcut și un calcul foarte greșit. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Și să știm că starea sufletească, credința în Dumnezeu, dragostea și credința, cum spuneam din Galateni, ne ajută să știm ce are valoare. Să recunoaștem și să operăm cu criteriile de stabilire a valorii lăsate de Dumnezeu, așa cum le are și El. Ca nu cumva să nu avem parte nici măcar de adevărata valoare lucrurilor trecătoare. Atenție! Și vă dau aici un citat biblic și un exemplu. Spune Scriptura în 1 Timotei, la capitolul 6, că unii, uite că sunt trecători și se avântă spre cele materiale, uită de evlavie, vor să se îmbogățească și cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și bătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăți și pierzare, căci iubirea de bani se răține a tuturor lor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, nu mai văd valorile adevărate. Ba mai mult, s-au străpus singur cu o mulțime de chinuri, adică unii nici măcar n-ajung să îmbogățească, alții ajung, dar sunt nefericiți, nu se mai pot bucura nici de ele, cum spunea Solomon în cartea Eclesiastul, că fără Dumnezeu nu este bucurie. Dar vă dau, cum vă spuneam, un exemplu în persoana lui Haman. Avea tot ce și-ar fi dorit, poate nu și tronul, dar în raport cu ceilalți n-avea nimeni ce și cât avea el. Bani mulți, că doar de aceea, când a cerut pogromul, a spus că face o donație imensă către bugetul împărăției. Dar spune Scriptura în Estera capitolul 5 că după prima zi de ospăț a avut o reuniune de familie și cu prietenii și după le-a spus tot ce are, cinstea lui. Singurul chemat la ospăț împreună cu împăratul face următoarea referire. Estera 5:13. Dar toate acestea, și vă rog să le treceți în revistă, tot ce avea, poziție, valori materiale, n-au niciun preț pentru mine. Atâta vreme cât voi vedea pe Mardohiu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. O, ce nefericiți, ce păgubiți sunt oamenii care nu apreciază adevăratele valori. Nici cele care sunt pentru o vreme valori nu mai pot să-i satisfacă. Să recapitulăm. Și dea bunul Dumnezeu, mărit să-i fie numele, să ni se lipească de inimă aceste învățături și să rămână la loc de cinste în adâncul inimii toată viața, ca axiome ale existenței, ale gândirii noastre. Deci, în concept biblic, lucrurile de preț sunt cele ce îl prezintă pe Dumnezeu
ca și ființe și cele ce intră în relație cu El, în speță poporul Său, sfinții. Valorile în Dumnezeu sunt date nu în primul rând de puterea Lui, ci de dragostea, bunătatea, credincioșia, mila Sa. Și când toate aceste valori se transferă sfinților, dobândește și ei valoare. Dumnezeu vorbește în noblețea Sa. Și când noi transmitem cuvântul Său, dobândim valorile Sale. Asta spre deosebire de falsele, limitatele și efemerele valori din lumea asta. Fie că e vorba de oameni, fie că e vorba de bunuri materiale, ce se pot obține sau cel puțin numai dori. Am vorbit în al doilea rând despre câteva criterii de stabilire a valorii și am evidențiat două în mod deosebit. Apreciem ceea ce iubim, dar iubim potrivit naturii noastre. Și în al doilea rând spuneam că durata unui lucru și a unui om în primul rând îi dau valoarea. Dacă avem un om de calitate și poate să lucreze în firmă numai o oră și altul poate să lucreze 50 de ani, care are valoare? Dar noi vorbim de veșnicie. Numai că, spuneam în al treilea rând, toate acestea nu ne sunt împărtășite, nu devin valabile și pentru noi numai dacă știm aceasta, numai dacă noi credem acestea și le aplicăm. Dacă nu știm ce are valoare, suntem fără valoare. V-am prezentat câțiva oameni care au știut ce e de valoare, au știut că nu viața asta este adevărata viață. Și oamenii aceștia au apreciat pe Dumnezeu datorită naturii Sale și valorile eterne, împărăția care vine. Doamne, dă-ne priceperea să gândim așa, stabilitatea să rămânem așa și harul să fim valoare și să avem parte de adevăratele valori. Și pentru că, Doamne, ele sunt în Tine, vin de la Tine, sunt realizările Tale, Te binecuvântăm acum și Te vom binecuvânta în vecii vecilor. Amin.